Bună ziua, vă mulțumim pentru atenție. Astăzi, compania Intelect Group împreună cu Asociația Speră va prezenta primul sondaj în acest an, elaborat de noi, care a fost, este pe un eșantion de peste 1100 de respondenți în perioada 9-16 februarie. Dar până să trecem la prezentarea datelor, aș vrea să vă prezint o broșură elaborată de compania noastră, Exit Poll 2020, în care veți putea vedea rezultatele Exit Poll-ului, vedeți rezultatele check-ului și rezultatele Exit Poll-ului elaborat de compania Intelect Group. Practic este la marja de eroare 2,2%. Cu acest rezultat noi vrem să mulțumim toate echipei care a colaborat cu noi, Comisiei Electorale Centrale. Tot în această broșură veți vedea repartizarea pe segmente gen feminin, cum s-a votat, vârsta, cum s-au votat la nordul țării, în centru, Chișinău, sud. Vedem datele repartizate pe fiecare segment. Tot aici veți vedea comentariile noastre, plus comentariile experților străini care au monitorizat Exit Poll-ul, au venit cu unele recomandări. Vedem experții din Austria, Belarusia, România, Ucraina și Republica Moldova. Aici tot veți vedea toată echipa care a lucrat asupra acestui rezultat, pentru că de fapt este prima dată în istoria Republicii Moldova când un Exit Poll a coincis cu datele oficiale a CEC-ului. Toate aceste broșuri vor fi expediate la mai mulți parteneri, partidelor politice, ambasadelor. Și acum, cine mai dorește să obțină această broșură, poate să adreseze la compania noastră sau prin adresa de e-mail info@intelect.com. Acum trecem anume la prezentarea datelor a sondajului și voi ruga pe domnișoara Tatiana Simeniuc să ne prezinte. Mersi. Repartizarea eșantionului după gen. 48,3% bărbați, 51,7% femei. Repartizarea eșantionului după vârstă. 8,5% de la 18 până la 20 de ani. 32,5% de la 25 până la 39 de ani. 39,6% de la 40 până la 60 de ani. 19,4% de la 60 de ani. La întrebare dacă credeți că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție greșită sau merg într-o direcție bună, răspunsurile sunt: direcție greșită 60,8%, direcție bună 7,2%, nu știu 15,1%, n-au răspuns 16,9%. La întrebare dacă dumneavoastră sunteți pentru sau contra alegerilor anticipate în anul curent, pentru sunt 48,5%, contra 3,5%. Nu știu 16%, n-au răspuns 5% fix. La întrebare, cum credeți alegerile anticipate vor rezolva criza politică? Răspunsurile sunt: nu 46%, da 27,5%, nu știu 22,5%, n-au răspuns 4% fix. La întrebare, cum s-a schimbat viața dumneavoastră după alegerile prezidențiale? Răspunsurile sunt: spre bine 3,6%, spre rău 16,5%, nu s-a schimbat nimic 52,4%, greu de răspuns 27,5%. La întrebare, guvernul Nataliei Gavriliță este un guvern profesionist? Răspunsurile sunt: nu 70,5%, da 2,5%, nu știu 19,4%, n-au răspuns 7,6%. La întrebare, care guvern, în opinia dumneavoastră, a fost cel mai stabil și efectiv? Răspunsurile sunt: guvernul Ion Chicu, 25% fix.
Guvernul Maia Sandu, 10,5%. Guvernul Pavel Filip, 28% fix. Guvernul Valeriu Streleț, 1% fix. Guvernul Kiril Găburici, 13% fix. Guvernul Iure Leancă, 9% fix. Guvernul Vlad Filat, 2%. Nu știu, 7,5% și n-au răspuns, 4% fix. La întrebare, în ce măsură aveți încredere în următorii politicieni? Răspunsurile sunt: au încredere în Maia Sandu, 33%, Igor Dodon, 30%, Renato Usatăi, 12%, Ilan Șor, 10% fix, Pavel Filip, 9%, Andrei Năstase, 8%, Vladimir Voronin, 7%, Ion Chicu, 5% și Natalia Gavriliță, 3%. La întrebare dacă duminică viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, cu ce partid ați vota? Răspunsurile sunt: Partidul Acțiune și Solidaritate, 27,8%, Partidul Socialiștilor, 25% fix, Partidul Nostru, 7,8%, Partidul Șor, 7% fix, Partidul Democrat, 4,2%, Platforma Demnitate și Adevăr, 2,7%, Partidul Comuniștilor, 2% fix, Pro-Moldova, 1%, Alt Partid, 1%, N-ar vota 7% și, nu știu, 14,5%. Noi aș vrea să atragem atenția anume la faptul că cum criza politică afectează societatea și viața a oamenilor. În mare parte noi vedem peste 60% care consideră că lucrurile merg greșit. În sondajele noastre, de fapt, este un procent record. Mai mult ca atât, pe faptul că 48% de respondenți consideră că este nevoie de alegeri anticipate, totuși majoritatea consideră că acest lucru nu va rezolva această criză politică. 46% consideră că nu va rezolva anume această bătălie politică între partide. Mai mult ca atât, la rezultatele care partide vor trece în Parlament, noi vedem că niciun partid nu obține majoritate. Și va fi nevoie iarăși un nou Parlament să negocieze de o alianță pentru a alege un nou guvern. Vedem Partidul Acțiune și Solidaritate, 35,4%, obține 39 de mandate. Partidul Socialiștilor, 31,8%, obține 35 de mandate. Partidul Nostru, 9,9% și va obține 11 mandate. Partidul Șor, 8,9% și va obține 10 mandate. Partidul Democrat, 5,4% și va obține 6 mandate. La momentul dat putem să zicem că două partide trec în viitorul Parlament. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Socialiștilor. Urmează două partide regionale, cum uneori vorbim cu un rating destul de mare în regiunea Bălți și în regiunea Orhei, care obțin aproape un procent egal, dacă să luăm în considerare și marja de eroare 3%, care permit să intre, să fie mai sigur că vor intra în viitorul Parlament. Pe locul 5 și 6 vedem Partidul Democrat, care este la marja de eroare, și vedem creșterea acestui partid. Probabil putem explica acest lucru prin faptul că au plecat de la guvernare, au luat o altă poziție politică. Și Partidul Demnitate și Adevăr, care este destul de activ, mediatic, este activ în teritoriu, dar la momentul dat nu obține procentul necesar de a trece în Parlament. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim frumos.